Bine v-am regăsit, să fie o zi magică, 29 martie. Mesajul zilei pentru voi astăzi, cum se aliniază stelele și ce mesaj avem pentru voi astăzi. Puteți să vă puneți o întrebare sau să cereți o confirmare sau să cereți puțină ghidare prin acest mesaj. Bucură-te de viața ta așa cum este ea. Ești viu, deci bucură-te de viața ta așa cum este ea. Tu te-ai născut cu dreptul de a fi fericit, de a iubi și de a-ți împărtăși iubirea. Singurul lucru care contează este acela de a fi pur și simplu, de a-ți asuma riscul de a te bucura de viața ta. Bucură-te de viața ta așa cum este ea. Poate că de multe ori ai uitat să te bucuri de viața ta, tocmai de aceea recomandarea mea este să te bucuri de viața ta și să oferi mai departe din bucuria care se află în interiorul tău și din iubirea pe care tu o ai. Like, share, subscribe, abonează-te pentru a fi la zi cu toate informațiile pe care le ofer aici pe canalul de YouTube. Dacă vrei să te programezi la sesiuni personalizate pentru luna aprilie, te aștept cu mare drag să lucrăm împreună, să urmărim firul poveștii tale, unde ai karma, unde ai planetele, ce poveste spune despre tine. Dacă e o situație mai deosebită și vrei să ceri o părere, vrei să vezi care sunt alternativele, care sunt posibilitățile, care sunt tendințele, ce vrea universul de la tine, care ți-e direcția și cum poți să crești, te invit să lucrăm împreună. Dacă simți și rezonezi cu mine, desigur, poți intra pe site-ul meu, andreiadincă.ro, să afli mai multe despre mine și despre cum te pot ghida aici pe pământ, printr-o sesiune personalizată, unul la unul, la cabinet sau prin telefon, Zoom sau altă variantă. Vom găsi o variantă. Începem cu berbecul, ascendentul în berbec. Berbecii au astăzi o zi destul de intensă, pentru că au nevoie să ia niște decizii foarte importante. Decizii care poate v-au săcăit destul de mult. V-au stat acolo căpșor. Și acum gata, nu mai vreți să porniți într-o altă săptămână, iar cu incertitudine, iar cu... Da, vreți ca tot e sfârșit de lună, vreți să începeți o săptămână nouă, o săptămână viitoare, vreți să începeți pe o energie nouă, cu decizii noi, cu idei proaspete, deci decizii importante astăzi. Taur. Taurii se simt un pic... poate un pic mai apropiați de parteneri. Simțiți că aceștia sunt aliații voștri, pentru că ați avut câteva momente în care vă întrebați, dar oare mi-e aliat, dar de ce mă critică, dar de ce nu mă susține, sau ea, el, de la caz la caz, bărbat, femeie, nu contează. Ați avut foarte multe întrebări legate de partenerii voștri și ați avut foarte multe nelămuriri. Dar acum, astăzi, vi se confirmă că da, indiferent cum au reacționat în urma discuțiilor, aceștia vă sunt aliați. Păi, până la urmă, nu sunt partenerii voștri. Gemeni. Gemenii au astăzi tendința de a, să zicem așa, căuta probleme. Încercați să nu le căutați. Voi vreți să le rezolvați pe ale altora și vă căutați vouă probleme. Lăsați-i pe fiecare parte să-și rezolve problemele, să-și rezolve situațiile, pentru că vă băgați acolo unde nu e treaba voastră și vă luați voi ponoasele. Mare atenție! Rac. Racii reușesc pe zona profesională să poarte o discuție lămuritoare care ar putea să vă ajute să înțelegeți ce aveți de făcut. Dar decideți-vă repede dacă v-ați lămuri cu ce vreți să faceți și dacă știți exact ce vă doriți. Leu. Leii au posibilitatea să evadeze un pic astăzi, să plece într-o delegație, călătorie, excursie, să experimenteze ceva nou. Chiar puteți să faceți niște chestii astăzi care să vă transforme și să vă dea o stare de bine. Fecioară. Nativii Fecioară au parte de schimbări și ați spune cumva că voi vă dați voie să vă transformați planurile. Aceste planuri, ele au fost atent făcute, meticulos, dar pentru că spuneți fie ce-o fi, schimb tot, nu e o problemă, mă reinventez, universul o să vă binecuvânteze cu niște șanse extraordinare și veți primi oamenii potriviți cu care să duceți la bun final aceste planuri îmbunătățite. Balanță. Balanțele sunt foarte creative, duc multă energie pe zona muncii, la locul de muncă susțineți cu argumente foarte puternice anumite lucruri și da, o să iasă cam cum vă doriți voi, însă și chiar veți face bani prin creativitate și prin faptul că știți să puneți punctul pe ei. Poate că parteneriatele
pe care le aveți acum, care se derulează, în derulare, să vă aducă proiecte noi și pe viitor. Scorpion. Scorpionii au o putere foarte mare astăzi, un impact oriunde mergeți, aveți un impact, aveți cumva acel ceva, acea carismă prin care îi convingeți pe ceilalți, aveți un impact în viețile celorlalți. Atenție cu manipularea, încercați să nu manipulați, dar să știți că da, este o putere foarte mare pe care o aveți, un magnetism. Deci pur și simplu este vorba despre magnetism. Săgetător. Nativii săgetător au o energie puternică astăzi, sunt susținuți, chiar a spune că planurile voastre parcă prind așa contur și se așează. Vă puteți bucura pentru că se așează, vă puteți deschide sufletul, chiar îi veți inspira și pe alții cu ideile voastre creative. În momentul în care sunteți creativi, sunteți deschiși să creșteți, să evoluați, alții se inspiră de la voi și o să vă dea din acea energie bună să vă ajute. În dragoste sunt ceva subiecte discutabile, sunt așa cu semnul întrebării, dar veți vedea că totul se întâmplă spre binele vostru. Capricorn. Nativii Capricorn verifică anumite discuții, anumite acte, anumite decizii, practic treceți prin tot felul de informații, le filtrați. Le filtrați și bine faceți, pentru că trebuie să rămână ce contează cu adevărat, adică nu putem să păstrăm așa tot ce zboară se mănâncă, cum s-ar spune. Astăzi filtrați, treceți, practic revizuiți ce am discutat cu nu știu care, ce am făcut cu nu știu cine, ce am gândit cu X. Asta este foarte bine, pentru că veți descoperi și erori, dar veți descoperi și niște diamante ascunse. Vărsător. Nativii vărsători au o zi bună din punct de vedere financiar, pentru că astăzi puteți să fiți recompensați, fie în mod direct, fie vi se face promisiune efectiv, dar voi știți că urmează o recompensă și un premiu. Vă puteți premia astăzi cu ieșire în oraș, la restaurantul preferat sau cumpărând ceva ce de mult vă doreați. Adică dacă vrei să te onorezi cu o geantă, cu un pantofior, cu un ruș, cu o cremă, cu o cravată, iată că e momentul să faci asta. Pești. Dacă se poate să faceți astăzi o sesiune de masaj, de terapie, să vă cumpărați niște cristale, niște trandafiri, niște uleiuri esențiale, ar fi bine să faceți niște lucruri pentru sufletul vostru, pentru că aveți nevoie de puțină relaxare și aveți nevoie să fugiți așa un pic într-o lume magică, iar pentru asta nu aveți nevoie de mare lucru, ci doar de puțin timp pentru sufletul vostru, pentru a vă face ordine și pentru a vă bucura de lucruri mici. Un trandafir, un cristal, să vă conectați, să vă rugați, să vă meditați, să meditați. Faceți chestii pentru sufletul vostru astăzi și veți vedea că vă veți simți mult mai bine și totul o să capete o altă nuanță, veți avea mai multă claritate. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!